Sosește prefectul județului Vrancea, domnul Nicușor Halici, întâmpinat de inspectorul șef al inspectoratului de jandarmi județean Vrancea, domnul colonel Ionel Mihailu. Francia, sunt gata pentru ceremonialul militar ocazionat de împlinirea 165 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Sunt comandantul unității, colonel Mihailu. Șef al inspectoratului de jandarmi județean Vrancea, domnul colonel Ionel Mihailuc, prezintă mesajul inspectorului general al Jandarmeriei Române. Distinși invitați, doamnelor și domnilor, dragi colegi, istoria unei națiuni este formată din oameni și evenimente, iar cei 165 de ani care s-au scurs de când s-a constituit prima structură de jandarmerie, reprezintă o filă cu semnificație aparte. Este istoria noastră. Ea ne aduce aminte că noi, cei de astăzi, suntem continuatorii unor gradi înaintași. Alți oameni, cu aceleași năzuințe, speranțe și aspirații, s-au dedicat înaintea noastră acestei meserii, pe care, la fel ca și noi, au iubit-o. Fiecare, indiferent de poziția în ierarhie, a conștientizat că trebuie să reprezinte jandarmeria, o putere înființată pentru a priveghea siguranța publică, ținerea bunei orânduieri și aducerea în îndeplinirea legilor cu o privire necontenită și înfrânătoare. Dar, din când în când, este bine să ne întrebăm în ce măsură reușim să ne îndeplinim această sarcină și să confirmăm investiția de încredere a poporului. A sluji țara este o datorie pe jumătate. A sluji oamenilor este cealaltă jumătate a datoriei. Privind din această perspectivă, după o perioadă în care organizarea și misiunile străine tradiției latine au îndepărtat jandarmeria de comunitate, istoria recentă a redat armei noastre statutul de serviciu public. Pentru aceasta ne-am adaptat la noua formă de organizare statală și la regulile democratice, iar restructurările, tranzițiile, armonizările și compatibilizările au fost doar acțiuni ce au urmărit scopul final. Orientarea instituției către o performanță reală, prezentă mereu acolo unde semnii noștri au nevoie. Acest obiectiv ne pare mai ușor de îndeplinit în momentul de față, când redescoperim plăcutul sentiment de a fi respectați ca militari, profesioniști și ca oameni. Jandarmeria Română depune eforturi pentru a asigura resursele necesare îndeplinirii în condiții cât mai bune a misiunilor
iar deviza noastră, nu lăsăm pe nimeni în urmă, este onorată în fiecare zi. Astăzi, jandarmeria este o instituție apropiată de oameni și a devenit un reper în ceea ce privește calitatea serviciului. Menținerea acestui standard se bazează pe efortul zilnic a celor peste 27.000 de bărbați și femei care constituie principala sa forță în îndeplinirea atribuțiilor. Dragi camarați, fiecare dintre dumneavoastră este la fel de important în angrenajul înfăptuirii obiectivelor asumate și vă sunt recunoscător pentru sacrificiu și truda zilnică, pentru că rămâneți demn în fața greutăților. Sondajele din ultima perioadă arată că suntem credibili, iar încrederea în jandarmerie și jandarmi este apreciabilă. În spatele acestor studii sunt așteptări și nevoi sociale, iar măsura în care reușim să le îndeplinim se reflectă în cifrele înscrise la capitolul încredere. La 165 de ani de la înființare, după ce a fost reorganizată, desființată și renăscută, admirată sau oculită, apreciată sau contestată, jandarmeria a înțeles că laurii încrederii sunt doar o clintire a unei responsabilități. Fiecare procent de încredere câștigat nu reprezintă decât o răspundere mai mare în fața celor care au renunțat la dreptul de a se apăra singuri și l-au încredințat jandarmeriei, pentru a vedea la siguranța și liniștea comunității. Și cu cât strălucirea laurilor este mai mare, responsabilitățile și așteptărilor sociale cresc. Pentru fiecare jandar, momentul aniversar de astăzi ar trebui să fie unul al conștientizării valorilor ce ne-au fost, ce ne-au oferit constanță și eficiență. Devotamentul, sacrificiul, onoarea și spiritul de corp al individualității unice a jandarmeriei și mai ales al rolului pe care cetățenii ni-l cer la 165 de ani să-l jucăm, garant al siguranței publice și al aplicării corecte a legii. Am arătat că suntem capabili de acest lucru și o vom demonstra în continuare, pentru că facem totul cu pasiune și credem în ceea ce facem. Iar Dumnezeu este cu noi. La mulți ani jandarmeriei române, la mulți ani tuturor jandarmilor. Semnează Inspectorul General al Jandarmeriei Române, domnul general Maior Dr. Mircea Mulat. În continuare, din partea Primăriei Municipiului Focșani, domnul viceprimar Marius Iorga. Domnule prefect, domnilor vicepreședinți ai Consiliului Județean Vrancea, domnilor consilieri, domnilor comandanți, dragi jandarmi și prieteni, îmi permit să vă spun, pentru că de asta ați dat dovadă în ultimul timp, prin toate acțiunile pe care le-ați întreprins, ați dovedit că sunteți aproape de cetățeni și cel puțin în municipiul Focșani și în județul Vrancea ați dovedit de nenumărate ori că sunteți un sprijin de nădejde, nu numai pentru siguranța de zi cu zi a noastră, a cetățenilor, cât și pentru intervențiile pe care le-ați efectuat în toate situațiile grele, situațiile de urgență care s-au evit. Cu această zi deosebită, 165 de ani de la înființarea jandarmeriei, eu vă urez un sincer la mulți ani din partea Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Focșani să aveți putere de muncă, același devotament și dragoste față de cetățeni. Vă mulțumesc! La mulți ani! Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Dragoș Bârlădeanu, prezintă mesajul domnului Marian Ocrișan, președintele Consiliului Județean Vrancea. Bună ziua, domnilor și doamnelor, dragi jandari! Oficiul domnesc semnat de Grigore Alexandru Ghica la 3 aprilie 1850 este actul oficial prin care a luat ființă Jandarmeria Română. De atunci și până în prezent, Jandarmeria Română a trecut prin mai multe încercări, schimbări, realizări,
ajungând ca astăzi să fie cu adevărat o instituție modernă și europeană, cu un rol fundamental în asigurarea și restabilirea ordinii și liniștii publice. Iar în această zi, dar nu doar astăzi, întreaga societate românească își reafirmă respectul pentru lege și își exprimă prețuirea față de profesioniștii care cu pasiune și dăruire își dedică întreaga lor capacitate serviciului pus zi și noapte în slujba comunității. Și în acest sens stau dovadă misiune de căutare, salvare și evacuare, cele de protecție antiteroristă, dar și cele de limitare și înlăturare a consecințelor inundațiilor și calamităților naturale, toate acestea făcând ca acțiune dumneavoastră să rămână drept fapte memorabile în istoria jandarmeriei române, dar mai ales în conștiința populației. De aceea este o onoare pentru mine ca în numele administrației publice județene și al vrâncenilor să vă asigur de toată încrederea și aprecierea față de devotamentul, onestitatea și credința în îndeplinirea misiunii ce v-a fost încredințată. Pentru noi toți, dumneavoastră, jandarmii vrânceni, reprezentați un model de moralitate, onestitate și altruism, dar și un sprijin permanent pentru cei care ar putea fi vreodată afectați de infracționalitate sau de orice tendință de încălcare a ordinii publice. Totodată, prezența dumneavoastră în societatea românească este garanția păstrării ordinii constituționale și a democrației, a valorilor și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Cu ocazia acestei zile festive, doresc să adresez tuturor jandarmilor din Vrancea mulțumiri pentru devotamentul de care dau dovadă, pentru responsabilitatea cu care tratează rigorile meseriei și pentru sacrificiile pe care adeseori sunt nevoie să le fac. Totodată, țin să mulțumesc familiilor jandarmilor vrânceni pentru înțelegerea și sprijinul acordat de zi acestora. Acum, la această sărbătoare pentru arma dumneavoastră, vă doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă și succes în activitatea de mare răspundere pusă în slujba comunității. La mulți ani, vă mulțumesc! Prefectul județului Vrancea, domnul Nicușor Halici, prezintă mesajul ministrului afacerilor interne. O să fac o mică rectificare, îl prezint pe al meu. Cum v-a spus că fac un domnul comandant. Domnule comandant, doamnelor și domnilor ofițeri și subofițeri, distinși și invitați. Jandarmeria română este o instituție de tradiție care are menirea asigurării siguranței și securității cetățenilor acestui stat. De drept, european, euroatlantic. Pe de altă parte, jandarmeria română și-a creat autoritatea și responsabilitatea îndeplinirii acestor deziderate la care România a devenit parte. Însă, stimați colegi, războiul activ, cât și cel inactiv, are eroii săi. Iar în războiul continuu cu obținerea și menținerea independenței și integrității statului, jandarmii români au plătit chiar cu propria viață. Acești oameni care au plătit cu sacrificiul suprem, fiind dedicați țării și românilor, merită recunoștința noastră a tuturor, care poate fi răsplătită doar prin continuarea eforturilor și asumarea sacrificiilor prin ducerea la îndeplinire a tuturor misiunilor pe care le aveți de îndeplinit cu responsabilitate, fermitate și eficiență. Știu și apreciez că Jandarmeria Română a devenit un partener dinamic și responsabil, progresele ei fiind remarcate și apreciate de toți partenerii. Doamnelor și domnilor ofițeri și subofițeri, în calitate de reprezentant al Guvernului, vă cer ca în tot ceea ce faceți și în tot ceea ce întreprindeți să vă achiesați un simplu deziderat. Succesul!
Pentru că numai printr-un simplu deziderat puteți să asigurați cetățenii țării de tot respectul pe care îl meritați. În ceea ce mă privește, vă asigur de o strânsă colaborare. Vă doresc multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, precum și celor care vă sunt apropiați. La mulți ani, Jandarmeriei Române! Urmează ceremonia de înaintare în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim. Unitate! Vreți? Ordinul Viceprim-Ministrului pentru Securitate Națională, Ministrul Afacerilor Interne, numărul 2 Roman, 2651, din 25.03.2015. În conformitate cu prevederile articolului 63 din legea 80 din 1995 privind statutul cadrelor militare și articolul 69 litera B din ordinul ministrului numărul 665 din 2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 7 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 30 din 2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate cu modificări prin legea numărul 15 din 2008, cu modificările și completările ulterioare, cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române 3 aprilie 2005, cadre nominalizate din unitatea unităților de jandarmi se înaintează la gradul militar următor, înaintea expirării stagiului minim. Unitate pe loc, repaus. În gradul militar de colonel, locotenent colonel Lucu Ioan Ionel. În gradul militar de locotenent colonel, Maior Bâră Nicolae. În gradul de plutonier adjutant, Lata Schievici Romeo Gabriel. Plutonier major Petre Mihai. Și plutonier major Străoanu Tache Dragoș Ștefan. Prin ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române, numărul 1033 din 30.03.2015, în temeiul articolului 6, alineatul 3 din legea 550 din 2004, privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare, cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române 3 aprilie 2015, se recompensează cu mulțumiri pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu domnul Maior Mocanca Nelu. Se desfacă. Formație. Marș! Prin ordin al inspectorului șef, au fost recompensați cu felicitări și mulțumiri un număr de 26 de ofițeri și 72 de subofițeri. Versare pentru buna colaborare instituției prefectului Vrancea. Se acordă diploma aniversară pentru buna colaborare Consiliului Județean Vrancea. Se acordă diploma aniversară pentru buna colaborare Primăriei Municipiului Focșani.
Se acordă diploma aniversară pentru buna colaborare comenduirii garnizoanei Focșani. Se acordă diploma aniversară pentru buna cooperare Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. Se acordă diploma aniversară pentru buna cooperare Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Vrancea. Se acordă diploma aniversară pentru buna cooperare Direcției Județene de Informații Vrancea. În continuare, cadrele militare din detașamentul 1 Jandarmi Mobil vă prezintă un exercițiu demonstrativ de arte marțiale adaptat specificului militar. Arme și arme de foc. Yeah!
Cadrele militare din detașamentul 4 jandarmi vă prezintă un exercițiu demonstrativ din instrucția de front cu arma, exercițiu ce scoate în evidență coeziunea subunității, îndemânarea în executarea mișcărilor cu arma, precum și dezvoltarea spiritului de ordine și disciplină. Gardă pe umăr!